Bine ați revenit la continuarea poveștii fraților Eren și a personajelor din anturajul lor. Balul de la colegiul Ataman a fost ocazia perfectă pentru ca Suzan să se răzbune pe Akif, divulgând secretul afaceristului. Odată cu dezvăluirea adevărului, cei mai afectați de vestea șocantă au fost Khan și Nebahat din cauza deciziilor subite. Să revenim la continuarea poveștii, atât de palpitante din cauza dezvăluirilor șocante și a schimbărilor neașteptate din viața personajelor. Melissa este îngrijorată pentru fratele ei Vitrek și îl întreabă dacă este bine. Jemile vrea să scoată gunoiul și când Tolga merge să o ajute, îl vede pe Umer, care se duce la ei și îi reamintește că i-a spus să stea departe de fată. Privindu-l pe Umer, Jemile confirmă cuvintele lui Tolga, că dacă ar deranja-o i-ar spune ea, și apoi pleacă. Berg vine acolo și îl întreabă pe Umer, de ce a vorbit sarcastic în clasă și Aibic încearcă să-l apere pe iubitul ei. Kadir merge la piață cu Emel și când vrea să-i cumpere o carte de povești, care i-a plăcut în copilărie, fetița zâmbește fericită, dar prețul cărții este o problemă. Stând acolo, Kadir începe să-i spună fetiței povestea acelei cărți. O fetiță care era acolo aude acea poveste și îi dă cartea mamei ei să-i o cumpere. Un bărbat pe nume Feridun Comurcu se duce la el și îl felicită, pentru cât de bine poate comunica cu copiii și îl întreabă dacă lucrează undeva. Kadir îi spune că lucrează în cafeneaua unei școli, ca taximetrist, lucrează în construcții și de câte ori are ocazia mai lucrează și în alte părți. După ce bărbatul îl felicită, îi spune că știe un joc bun pentru el, despre cărți pentru copii și adolescenți în clădirea alăturată. Emel de fericire își întreabă fratele dacă și-a găsit un loc de muncă și merg în clădirea de alături. Bărbatul îi spune că îi pune la dispoziție o librărie mobilă să meargă în locurile în care îl va trimite să promoveze cartea și să o vândă. Apoi îi spune că salariul este de 5.000 de lire și va primi și comision. Lui Kadir îi place oferta de muncă și foarte fericit acceptă și la plecare, bărbatul îi spune să se gândească dacă va obține tot ceea ce își dorește în următorii 10 ani cu jobul pe care l-are acum. La școală, Omer încearcă și el să-l încurajeze pe Khan și îi spune că știe cum se simte, pentru că și el a trăit aceleași lucruri, cu ceva timp în urmă și știe ce înseamnă să fii un copil nedorit. Khan este șocat când află că Akif a dezvăluit că el este fiul lui Suzan și îl întreabă că într-adevăr este fratele lui Harika și dacă acea femeie care a dat vestea bombă este maică sa. Khan le mulțumește pentru încurajări și Omer îi dă numărul lui de telefon în caz că vrea să vorbească cu cineva și la plecare îi spune că dacă nu își găsește unde să doarmă, să-l sune pe el. Visurile fraților Eren. Când Kadir ajunge acasă, le povestește fraților săi și apoi îi întreabă cum se văd peste 10 ani. Asiya are visuri mărețe și îi spune că se vede o avocată de succes, iar Omer îi spune că se vede un medic, care stă toată săptămâna la spital, iar în weekend cântă la concerte în străinătate și bineînțeles că cântă la tobe. Kadir își dă seama că el nu s-a gândit ce va ajunge în următorii ani și sora lui îi spune că el mereu a fost ocupat cu problemele lor, încât nu a avut timp să viseze. Micuța Emel întreabă de ce nu a întrebat-o și pe ea și atunci începe să spună că se vede într-o vilă, cu gradină mare și piscină, în care mănâncă împreună când vin de la serviciu și toată lumea râde. Omer merge la vărul său, care este în curte cu Aibic și se așează lângă ei, dar nu vorbește cu fata. Aibic îi cere să nu o facă să aleagă între el și iubitul ei. Shengyul vine acolo să le aducă ceai și când aude conversația, își dă seama că fiica ei este într-o relație cu Berg și se enervează. După ce o duce în camera ei, îi cere explicații și când fata îi spune că Berg este o persoană diferită acum, Shengyul îi amintește cum l-a bătut pe Orhan. Aibic nu ezită să-i amintească că și fratele ei umblă cu Harika și nu i-a interzis. Khan parchează mașina lângă o chainerie în aer liber și bărbatul care servește îi spune că nu are voie să parcheze acolo. Când tânărul insistă să-i dea un ceai, iese cu bătaie. După ce Khan ajunge la poliție, Akif este anunțat să meargă să-și ia fiul pentru că a fost bătut, însă afaceristul zice că este o greșeală, pentru că fiul său este lângă el.
Tânărul pleacă devastat și când ajunge în mașină, se uită la pozele de familie și începe să plângă precum un copil mic. A doua zi, Shengyul vorbește cu Orhan și îi cere să-i returneze banii lui Berk, cât mai curând posibil, ca să nu fie dator nimănui. Când fiica ei vrea să meargă la școală, îi spune lui Aibic că va fi cu ochii pe ea și că o va lua de la școală. Asie întreabă ce se întâmplă și Aibic îi spune că mama ei a înțeles că este prietenă cu Berk. La școală, Doruk merge la baia școlii, unde îl vede pe Khan, spălându-și hainele și îl întreabă dacă s-a bătut. Khan îl întreabă dacă este fericit să-l vadă așa și Doruk recunoaște că îi pare rău pentru el, dar îl vede ca pe un străin, nu ca pe un frate. După o scurtă conversație, Khan încearcă să-i explice că este nevinovat în acea poveste și Doruk îi spune pe un ton dur să meargă să-i ceară socoteală lui Akif. Kadir merge la școală și le spune prietenilor săi că va pleca de acolo, la un nou loc de muncă. În clasă, Berk și Tolga văd că Khan nu a marcat opțiunile testului și cred că vrea să trișeze. Omer vrea să-l ajute și îi șoptește, dar Khan îi spune că nu vrea, apoi îi dă hârtia goală profesoarei și pleacă. Când Omer merge după el să afle de ce nu a bifat nicio opțiune la test, îi spune că trebuie să studieze pentru el și viitorul său. El se oferă să facă matematică cu el până la următorul test, care va avea loc peste 3 zile. La început, Khan nu acceptă, dar Omer insistă și în cele din urmă. Este de acord să meargă spre seară la el pentru meditații. Suzy merge la Omer și îl întreabă dacă a trecut cu bine examenul. Iubitul ei îi zice că da, apoi îi spune că dacă vrea să exerseze cu el, știe unde să-l găsească. Suzy este de acord și pleacă fericită. Orhan îl vede pe Berk pe coridorul școlii și când îi returnează banii, mulțumește. După ce pleacă, Aibic îi spune, slavă Domnului și tânăra îi povestește, că mama ei a aflat că sunt într-o relație și că după școală vine să o ia să meargă acasă împreună. În acest timp, Shengyul sosește și o ia pe Aibic cu ea, iar Berk se ascunde. Când Khan părăsește școala, Suzanne îl oprește și după ce își cere scuze, îi spune că vrea să se revanșeze față de el și îl invită să stea la ea acasă. Khan foarte fericit acceptă. Când se duce acasă la Suzanne, Harika îi spune că poate să iasă din acea situație și îl sfătuiește să-l dea în judecată pe Akif, pentru că testul ADN este dovada cea mai bună. Suzan confirmă cele spuse de fiica ei, că doar așa poate să-și obțină drepturile și tânărul rămâne pe gânduri. După școală, Kadir și Melissa merg împreună la un magazin de haine și după ce tânărul probează mai multe costume, aleg împreună costumul potrivit pentru noul loc de muncă. Khan vine la Omer să exerseze împreună la matematică și după ce Kadir pleacă, îi povestește cum Suzan l-a invitat în casa ei și apoi îi spune despre sfatul primit pentru a-și obține drepturile. Shengyul intră în cameră și aude conversația. Akif îi ia pe Melissa și Doruk cu el la restaurant și îi roagă ca imen să nu afle despre divorțul mamei lor, pentru că nu vrea să-și piardă reputația. A doua zi, când Asie se trezește, îl întreabă pe Omer, unde este fratele ei și deodată aud claxonul mașinii și îl văd pe Kadir îmbrăcat la costum în mașina companiei. Toată familia Eren se bucură să-l vadă și după ce îl laudă și îi urează succes, fac un selfie împreună. Când Shengyul ajunge la vilă, o aude pe Nebahat, spunând că vrea să divorțeze. Ea îi spune despre decizia lui Khan de a-l da în judecată pe Akif, la sfatul lui Suzan. Nebahat se enervează și îi spune că nu-l va lăsa să ia drepturile copiilor ei. Kadir începe să lucreze și are succes cu munca sa, încă din prima zi. Omer și Oljan sunt în biblioteca școlii și văzând că Khan întârzie, îi pune pe stic întrebările de la matematică și după ce îl dă, pleacă pentru că vărul său îi tot spune că îi este foame. Acel stic de memorie conține filmarea în care Akif l-a ucis pe Veli și Khan este șocat când vede că tatăl său este un criminal.